Doliu în lumea fotbalului românesc Un fotbalist s-a stins din viață la doar 33 de ani. Tragedie în lumea fotbalului românesc Alexandru Wagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și Fece Brașov s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani. Vestea tristă a fost făcută chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și în Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri. Alexandru Wagner a jucat peste 120 de meciuri în liga I, iar acesta era un fost fundaș la gloria bistrița petrolul lor, dar și fece Brașov. Când sportivul s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani, în urmă cu o săptămână, Alexandru Wagner a suferit un infarct la finalul antrenamentului, iar sportivul juca în liga Alevea, jucătorul a debutat în liga 1 și a avut peste 120 de meciuri, însă în anul 2018 s-a retras în liga a 4 Starea lui de sănătate s-a agravat în urmă cu o săptămână și a ajuns de urgență la spital, iar medicii au transmis că tânărul ar fi suferit un infarct. Acesta s-ar fi simțit rău chiar în drumul spre vestiar.